Eu știu că Sucre este pregătit. Sucre, practic, s-a mutat în blocul lui. Nu știu dacă știți voi adevărul despre Sucre. Adevărul, okay, despre, adevărul Sucre, despre atenție, Sucre, la ora 7 fix. Adevărul despre Sucre. Știrile. Pentru prima dată în istorie, pentru prima dată de-a lungul anilor, pentru prima dată, cel care l-a expus pe Ilie, cel care a expus-o pe Andra Lugan, cel care l-a expus pe ăla, pe ăla, acest om care expune acest... Această lampă de ultraviolete ce supraexpune tot ce intră în cazul său. Sunt un exponat. La clădirea în care s-a mutat el, de fapt, așa, este o clădire, el este capul tutti capi, de asta la ultimul etaj, pentru că el transmite energia în jos, toată lumea care stă sub el, toată lumea acolo care s-a mutat recent în bloc cu el, toți s-au mutat acum, de curând s-au mutat. Toți aceia care stau acolo, toți s-au pregătit pentru că primesc semnale. El nu vrea să mute la București pentru că acolo în Timișoara este o linie de polarizare a pământului, se întâlnesc liniile la centrul blocului, iar deasupra lui este Sucre. Sucre este cel care dă baterie energetică, prea din pământ și transmite prin tunelele dacice și ajunge până la Sfinx și de acolo controlează întreg București. El este stăpânul lui Iohannis. Neo. Eu sunt Neo. Și el a băgat la pușcării pe Dragnea. Deci, din nou vorbesc serios pentru că e interesat. Voi ați observat că atunci când Sucre filmează are oglindă în spate și în oglinda respectivă, dacă vă uitați cu atenție la ora 12 noaptea și îi spuneți iți, biți, vino să te bați cu mine, va ieși mustața lui Sucre. Și te va lua de urechi.